Construită în anul 1881 și demolată în urma persecuțiilor sovietice din anul 1962, Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din localitatea Roșu, raionul Cahul, se înălța din nou spre cer în anul 1993 prin strădania părintelui Gheorghe Untilă. Lucrările au fost binecuvântate în anul 2008 de înalt preasfințitul părinte mitropolit Petru al Basarabiei. În anul 2021, biserica a primit în dar din partea preasfințitului părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, și prin generozitatea parohiei Sfinții Apostoli Petru, Pavel și Andrei din Miercurea Ciuc, catapeteasma sculptată în lemn de nuc. Sfințirea acesteia, dar și binecuvântarea lucrărilor de înnoire a lăcașului de cult, au fost săvârșite astăzi de preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, împreună cu preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei. Cei doi ierarhi au oficiat în continuare Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Andrei a evidențiat importanța cinstirii aproapelui în dobândirea împărăției lui Dumnezeu. Dacă acest tânăr, care, foarte interesant, cunoștea cele 613 porunci ale legii vechi, plus poruncile date de Moise, el întreabă care dintre ele să le păzesc ca să moștenesc viața cea veșnică. Și atunci Mântuitorul Iisus Hristos îi prezintă tablele lui Moise și zice așa: să nu ucizi, să nu curvești, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și apoi intervine din Levitic, din Cartea Vechiului Testament, să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. La finalul Sfintei Liturghii, preasfințitul părinte Veniamin a oferit ordinul eparhial crucea Sfântul Ierarh Dionisie, părintelui Laurențiu Panciu, parohul Bisericii Sfinții Apostoli Petru, Pavel și Andrei din Miercurea Ciuc. Același ordin a fost oferit și Mariei Untilă pentru activitatea pe care o desfășoară la centrul social care funcționează pe lângă biserica parohială din satul Roșu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru această bucurie. Vă mulțumesc și dumneavoastră, iubiți credincioși și credincioase, pentru prezența la Sfânta Liturghie, pentru păstrarea credinței ortodoxe, pentru tot ceea ce faceți dumneavoastră ca noi aici, ca și comunitate ortodoxă, ca și comunitate românească, să păstrăm valorile strămoșilor noștri cu obligația să le transmitem și mai departe. Pentru că există tendința ca uneori să închidem porțile, să ne închidem inima și să ne limităm la ceea ce vedem în jurul nostru, uitând că noi facem parte dintr-o generație de oameni sfinți, noi facem parte dintr-o generație de oameni care și-au sacrificat viața și bucuriile pentru ca noi astăzi să trăim în pace, libertate și demnitate. De aceea să privim spre ei cu demnitate, în același timp cu nădejde la Dumnezeu că vom putea împlini toate ale noastre în viața și în lumea aceasta. Tot astăzi, preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a oferit 15 ghiozdane pentru copiii din parohie.